Domnul Fifor a fost ministru al economiei și ministru al apărării naționale, inclusiv în perioada în care Liviu Dragnea spunea la antena 3 că este vânat de asasinii lui Soros. Soros? Vă gândiți la el? Nu, no, nu mă gândesc la el. El de se gândește la mine, nu mă gândesc eu. El mai. se gândea la dumneavoastră? Dar nu știu dacă aici era asta. Da, știu că ați uitat, dar ăla pentru care Ciolacu a fost văslaș și mozolitor de funde, că nu de altceva, zicea la Hazna a III că era vânat în scop de asasinare și era aprobat entuziast de vinda jurnaliștii de la antenă. Și Dragnea era atunci cel mai puternic om din stat și nu cel mai faimos pacient de la spitalul numărul 9. Sunteți la starea impostorilor cu mine, Valeu Nicolae. Revenind la FIFO, că doar și el a fost prim-ministru interimar pentru Dragnea, civil domniei sale pare impresionant la o primă vedere și aparent a primit cel puțin trei burse de la George Soros între 1996 și 2002. Probabil a vrut să distrugă dușmanul din interior, căci în 2016 și 2017 era unul dintre cei mai duri critici ai filantropului american la televiziunea lui Ghiță și Dan Voiculescu. Totuși, comparația dintre ultima biografie romanțată și alte CV-uri mai vechi ale domnului Fifor sunt problematice. În 2017, Domnul Fifor deținea un master în antropologie la Academia Finlandeză de Științe și Litere. Masteratul acesta în antropologie era practic singura garanție serioasă a pregătirii profesionale a domnului Fifor, doctoratul lui fiind în antropologie, deși studiile lui precedente au fost la filologie, la o universitate cel mult cotată mediocru în România și zguduită de scandaluri de corupție. Ei să vedeți minune. În 2018, masterul a devenit curs de vară, iar în 2019 a dispărut total din biografia dânsului. A mințit cu tupeul lui de mel protejat de Securici. În 2017, era și absolvent al Institutului Diplomatic Român, în Securitate Internațională și Politică Externă, și Diplomație. Lucruri de care s-a vindecat în 2018 și 2019. Tânărul Fifor este evident genial, căci imediat ce termină facultatea devine cercetător științific principal la Institutul Academiei Române, specializat pe conservarea și promovarea culturii. Asta, în timp ce își făcea și masteratul. Evident, e o minciună nenorocită. Cum ești normal pentru unul care a ocupat postul de prim-ministru. Omul nu a fost și nici nu avea cum să fie cercetător principal. Mitoman, sigur, este, așa cum au demonstrat colegii de la WatchPR, integritate pe bune. Între 1998 și 2002, se plimbă la greu pe banii publici, sau, mai bine zis, pe banii lui Soros pe la șapte cursuri organizate de cinci universități și două ministere la Budapesta, Varșovia, Amsterdam, Turcu, Slovenia și Milano. Pe atunci locuia într-un bloc amărât din Craiova și avea un nou sit. Face și doctoratul și din 2003 filologul cu doctorat pe antropologie predă logic Managementul riscului și management organizațional la Facultatea de Litere din Craiova. Probabil și el, ca mulți alți politicieni despre care am vorbit aici, are darul de a călători în timp, căci abia în 2007 face un masterat în managementul afacerii publice la SNSPA, care ar putea și așa, chinuind grav logica justifica cursurile pe care le preda din 2003. Despre cât de mulți impostori au terminat snsp ul am mai discutat și o să mai discutăm, căci mediul nostru academic este pulbere. Din 2005 devine manager general al Muzeului Oltenii în Craiova, unde este lovit brusc de un interes nemărginit pentru securitate. În ianuarie 2009, managerul general al Muzeului Olteniei cu studii în filologie și antropologie devine secretar de stat la Ministerul Administrațiilor și Internelor numit de Emil Boc. Da, da, preacinstitul șef de la tineretul comunist transformat în mare liberal Emil Boc. FIFO e conștiincios, se califică rapid la locul de muncă, făcând cursuri la Academie de Poliție și de pe acum celebru curs al domnului Oprea Securitate și Bună Guvernare ale Colegiului Național de Apărare, o altă nenorăcire. Aparent, degeaba, că este dat afară după doar 9 luni când pică guvernul PDL-PSD Dan Voiculescu. Da, mă, Dan Voiculescu, turnător la securitate care datorează statului peste 60 de milioane de euro și nouă bun simți cât pentru vreo 20 de mii de ani. Pasiunea de milițian a lui FIFOR nu se stinge, așa că revine peste 2 ani secretar de stat la MAI pentru încă 6 luni, timp în care muncește din greu la campania lui și ajunge senator, și, logic, pentru calificările lui și bancul în care trăim, președinte al Comisiei pentru Transportul și Energie. Da, da, locul ăla unde au fost cei mai cinstiți nesecuriști care au trecut prin Parlament. Și grindeam. Ce poate face un om care nu este impostor? un filolog antropolog specializat în conservarea culturii, muzee, securitate, evidența populației și dat din gură la televizor care nu a lucrat o secundă, mă, o secundă în mediul privat. Conform logicii psd poate să fie ministru economiei. Așa că domnul FIFOR este uns de Dragnea și televiziunile PSD, ministru în 2017. Apoi devine ministru la MEAI și pentru o perioadă scurtă prim-ministru. Din cele peste 5.000 de declarații de avere ale deputaților noștri, am concluzionat că cea mai mare probabilitate ca o doamnă să lucreze într-o poziție la stat plătită cu peste 2000 de euro pe lună este ca soțul domniei sale sau viitorul soț, cum este cazul domnului FIFOR, să fie deputat. Singurele publicații științifice pe care le-am găsit scrise de domnul Fifor sunt despre ceremonii funerare. Scrise îngrozitor de prost, dar nu contează că doar omul este doctor. Domnul Fifor și-a ratat cariera. A fost un cioclu magnific. Nativ, fără nicio calificare în domeniu, a reușit să îngroape de definitiv speranța că bunul simț, decența, meritocrația și coloana vertebrală au ceva de a face cu PSD-ul. Hai, sic, tir, mă.